Polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic seara trecută pe bulevardul Mihai Viteazu un bărbat în vârstă de 38 de ani, șoferul unui DRIC, în timp ce conducea autoturismul, acesta fiind sub influența alcoolului. Valoarea alcoolemiilor cu care sunt depistați șoferii este în creștere alarmantă. Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente care afectează capacitatea de conducere, deși există tendința de a se subestima rolul său. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. La data de 18 august, anul curent, ora 19:51, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic pe bulevardul Mihai Viteazu, un bărbat de 38 de ani din municipiul Drobeta, Turnu-Severin, în timp ce conducea autoturismul fiind sub influența alcoolului. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,95 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Legea pedepsește conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce șoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise, iar concentrația în sânge depășește limita legală. Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,8 grame pe litru alcool pur în sânge.